La sediul Consiliului Județean Hunedoara a avut loc o întâlnire de lucru în cadrul proiectului Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmisegetuza Regia, terasa 10 din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmisegetuza Regia Munții Orăștiei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. La discuțiile conduse de președintele Laurențiu Nistor au luat parte membrii unității de implementare a proiectului din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, responsabilii care asigură proiectarea și execuția, precum și responsabilii cu cercetarea arheologică și supravegherea arheologică pe durata proiectului. Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost atribuit în urma procedurii de achiziție publică, iar valoarea totală a finanțării se ridică la peste 11,2 milioane lei. Realizarea acestui proiect va pune în valoare unul dintre monumentele de mare valoare aflate în componența sitului UNESCO Sarmisegetuza Regia. La nivel național, județul Hunedoara se află pe locul al doilea după județul Suceava la sumele atrase prin PNRR, Hunedoara fiind însă primul județ din Transilvania care a obținut finanțări consistente prin acest program.